Așadar, doamnelor și domnilor, știți cum funcționează, dar totuși vă mai aduc aminte. Deci, toți abonații de până acum, de luni până acum, până în acest moment, au șansa să câștige în acest moment un apartament pe care eu vreau să-l dau. Și sunt sigură că o să-l dau în acest moment. Sunt sigură, simt. Eu acest buton, mă uit la el și zic așa, ștrușo butonul. Dar nu încă, întâi trebuie să cer bandului să-mi dea semnalul de... Și-au plecat toate telefoanele tuturor abonaților care s-au abonat la revista 100% adevărat online de luni până în acest moment. Ei au șansă, deci toți cei care sunt aici, care se mișcă din România, din Italia, din Spania și de peste tot, de pretutindeni. Închideți-vă telefoanele. Nu închideți-vă telefonelor, nu vorbiți la telefon, că e diferit. Așteptați că poate cineva dintre dumneavoastră așteaptă telefonul meu și îmi veți răspunde, pentru că eu pot să vă sun în acest moment. Așadar, sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți să primiți un apartament în București? Eu da! Hai să vedem! Ce frumos număr! 0040766227. Și deja avocații controlează situația. Colegii mei sună. Îmi pare rău că nu pot să vă spun ultimele trei cifre, dar nu avem voie pentru privacy și pentru că oamenii nu pot să... Sunteți... Sună? Alo? Sună. Da? Alo? Bună seara! Bună seara, doamnă, scuzați-mă dacă vă deranjez la ora aceasta. Nu vă deranjez. Nu vă deranjez. Iertați-mă! Nu vă deranjez. Numele meu este Ramona Bădescu, numele dumneavoastră... Bună seara, Ramona, Pepe! Stai puțin, să rămână, te pup, te las cu Ramona. Păi ce-o cunoște, pup așa, doamnă scumpă, cum vă numiți? Dumitrascu Sanda, suntem din Ploiești. De unde sunteți, din Ploiești? Din Ploiești, exact, din Ploiești. Doamna Sanda, spuneți-mi, vă rog frumos, ați trimis un SMS la revista 100% adevărat online, da? Așa, câte ați trimis? Aseară la ora 6. Așa, aseară la ora 6. Numai unul ați trimis? Unul singur. Spuneți-mi, vă rog frumos, câți ani aveți? 36. 36, am auzit bine, că sunt oamenii care... 36. Sunteți căsătorită? Sunt căsătorită și am două fetițe. Felicitări, să vă trăiască! Dar unde... Câți erau fetițele? Cea mare 12 ani și cea mică 2 ani. Cea mică 2 ani, să vă trăiască! Mulțumesc, să vă trăiască! Mulțumesc! Păi, le-ați făcut totuși repede, dar eu cred că trebuie să vă preocupați din timp să le facem zestre fetelor, că nu se știe niciodată, trebuie să aibă așa o zestre bună, o casă. Da, chiar era nevoie. Da, spuneți-mi, știți pentru ce... E publicul aici fantastic. Dar spuneți-mi un lucru, știți pentru ce am ștrușat eu butonul ăla în această seară și pentru ce am făcut eu extragere? Știți? Pentru ce? Alo? Pentru apartament. Ați câștigat un apartament în București! Vreau să vă aud. Sunteți cu familia acasă? Sunteți cu toți acasă? Vă uitați la televizor cu toată familia? Cu cine sunteți? Sunt și cu soțul și cu fetițele și cu soacra mea. Și cu soacra! S-a bucurat soacra! Ne-am uitat la OTV. S-a bucurat soacra că ați făcut zestră pentru una dintre fete. Apartamentul din București, care vă așteaptă în săptămâna aceasta, când dumneavoastră vreți, trebuie să veniți să luați cheile acestui apartament. Vă așteaptă pe dumneavoastră și pe toată familia. Rămâneți pe fir.
Mulțumim, mulțumim că v-ați abonat la revista 100% adevărat și... Și să știți, mai încercați că poate mai câștigați și o mașină ca să veniți în apartamentul la București, că stă cu tren, nu se știe. Dar nu închideți, vă rog frumos, rămâneți pe fir. Avem doi avocați care trebuie să ia contact cu dumneavoastră, să semneze toate datele, pentru ca totul să fie 100% adevărat. Semnal, închidere, extragere. Nu uitați, mai avem o mașină. 100%